Suntem la 1848 de metri fără ceva și facem ultimii pași spre vârf, spre vârful Everest. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Cred că ar fi în zadar orice prezentare în ediția de azi a emisiunii ArtVest. Avem ca invitat pe domnul Horia Colibășanu, alpinistul pur, cel care s-a uitat în jos de pe acoperișul planetei. Bună ziua, te salut, bine ai venit în studioul Dumnezeu TV. Mulțumesc de invitație. Horia, vă felicit din suflet. Ești numărul 1 în alpinismul din țară, în România, din toate timpurile. Toată stima. Mulțumesc. Nu știu dacă din toate timpurile, nu. E greu de făcut un clasament. Eu, după cum în am alpinism, uitat, așa se prezintă. În primul rând, în alpinism e foarte greu de făcut comparații între ascensiuni de cele mai multe ori, pentru că sunt ascensiuni la altitudine mare și sunt ascensiuni foarte tehnice, pereți foarte dificili, înclinați pe spate, și atunci orice comparație între aceste două modele de a te cățăra, de a urca munții, și combinațiile lor, că există munți mai înalți, să zicem de 7000 de metri, care sunt urcați pe trasee dificile. Toate acestea fac ca să poți să spui despre o ascensiune că e într-adevăr cea mai bună, e ușor dificil, a zice eu. Dar, într-adevăr, între alpiniștii de altitudine am niște realizări destul de unice în țară, importante pentru România și, și pe plan mondial. Pe plan mondial să fie semnificative. Acesta este una din obiectivele mele acum. Modestia e binevenită, dar valorile trebuie să recunoscute. Da, trebuie recunoscute de alții, nu de mine. Da. Deci eu am făcut prezentarea și mă rog mult să le asumi de data asta. În data de 16 mai 2017, ora 6:20, ora României, ai cucerit Everestul. Fără oxigen și fără șerpaș. Cum te simți după o lună de la escaladă? Încă nu mi-am revenit complet. Încep să-mi revin, încep să pot să fac mișcare și încă am foarte multe lucruri de terminat pentru expediția care a trecut. Mai am încă lucruri de făcut cu sponsorii, cu partenerii care m-au ajutat foarte mult să ajung acolo. Dar deja îmi fac planul pentru următorul an. Planul însemnând că nu neapărat am stabilit ceva, pentru că nu am stabilit, dacă cumva mă întrebați, dar încă nu, poate la final. Puteți să mă întrebați, că n-am stabilit, n-am ce să vă spun, dar pentru mine e foarte important să fiu motivat și să încep să mă antrenez, să încep să fac mișcare. Pentru mine acum e foarte greu și să alerg 3 ture de stadion. Acum o lună abia urcam scările și trebuia să mă opresc, să mă odihnesc după jumate de minut de urcat scări. Singurul lucru care mă ajută și chiar îl pot face în weekend-uri, merg la diverse concursuri. Obiectivul principal e să nu ies ultimul. De obicei concursuri de biciclete e mai distractiv și chiar și weekendul trecut și weekendul acesta voi merge, pentru că
puțin mă ajută să intru înapoi în formă. Cum sunt etapele la recuperare? Dacă sunt etape... Putem să facem să etapizăm. Există un calcul sau este lăsat așa mai liber? Nu există un calcul. În unele expediții care nu sunt așa grele sau nu sunt la altitudine foarte mare, mă recuperez foarte repede. Într-o săptămână sunt deja, mă bat pe podiumuri la categoria mea de vârstă, bineînțeles, la câte un concurs mai, să zicem, mai slăbuț, mai ușurel de bicicletă. Dar acum, de o lună, încă simt că nu mi-am revenit. Ce să zic, dacă etapizăm, de când vin și până mă recuperez, pleacă de la foarte mort, mort, binișor și bine. Acum aș putea să zic că sunt undeva între foarte mort și binișor. Deci mă învăr pe acolo. Da, da. E destul de ciudat pentru mine ca un om laic să aud din gura unui alpinist de anvergură mondială acest fapt. Că după o lună încă e în stare de moleșiciune. Nu se întâmplă tot timpul, dar anul ăsta am stat foarte mult, aș zice indecent de mult, pentru că sunt foarte puțini alpiniști care pot să stea atât de mult. Nu a fost din dorința mea, dar am stat foarte mult la altitudine. Am stat 4 zile la peste 1000 de metri și am stat o lună la peste 6400. În general, într-o expediție obișnuită, la peste 6400 stau cam 3-4 zile și la peste 8000 de metri stau poate 5-6 ore. Acum am stat mai mult de 100 de ore. De fapt, am stat cam 100 de ore și altitudinea te consumă foarte tare. Corpul acolo, în fiecare oră petrecută la, să zicem, peste 8000, organismul moare în fiecare oră pe care o petreci acolo. Vom intra și în zona asta. Mi se pare foarte interesant pentru muritorii de rând, cum suntem noi. Și eu sunt tot muritor de rând, dar dar puțin mai altfel. Dar puțin mai altfel. Dar nu, tot muritor de rând sunt. Când vei putea să pui organismul la o supra-solicitare, așa cum crezi? La o supra-solicitare, da, așa când cum deja cred, ai să intri... Teoretic aș putea la iarnă, dar practic eu următoarea expediție o voi face în primăvara viitoare, pentru că atunci e sezonul de cățărare în Himalaya. Deci aproape jumătate de an? Aproape un an. Eu merg o dată pe an în expediție și pur și simplu, da, un an fără două luni, 10 luni. Merg o singură dată pe an pentru că am treabă pe acasă, am treabă la cabinet, trebuie să am grijă și de pacienții mei. Și de familie. Păi am zis că am treabă pe acasă. Și aia în primul rând. Și eu consider că are sens să arzi atâția bani în Himalaya, că sunt o căruță de bani pe care îi cheltui, numai dacă ești foarte bine pregătit. Merită. Și merită. Să te duci să pierzi vremea pe acolo și să strigi banii, mie mi se pare, pentru mine nu e o treabă serioasă și de aceea vreau să mă duc doar o dată pe an, să am timp un an întreg să mă pregătesc, să mă pun la punct, să mă pregătesc specific pentru genul de munte pe care îl urc, că acum eu chiar dacă sunt alpinist de altitudine, unii munți sunt mai înalți, unii munți sunt mai tehnici și atunci fac mai multă cățărare sau mai multă condiție fizică. Pentru că Everestul clar face parte dintre cei înalți. Pentru noi, alpiniștii de altitudine, care urcăm într-un anumit mod, adică fără oxigen, fără ajutoare, este o diferență foarte mare între a urca un munte de peste 8500 sau a urca de un munte între 8000 și 8300. Că ei sunt așa pe niște categorii. Și cei de 8000 și un pic
Ai zice că sunt lejeri. Cei de peste 1500 creează niște probleme din punctul de vedere al altitudinii și iar Everestul e chiar un risc și o problemă foarte mare să ajungi la 8848, că și ultimii 50 se pun. Ultimii pași. Și atunci eu sunt foarte atent, vreau să fiu bine pregătit, să nu mă duc așa cu temele nefăcute și atunci, da, îmi ia timp să mă pregătesc. Ieri, alaltă ieri, am stat așa, am meditat asupra subiectului. Mi se pare că e destul de greu să se realizezi o emisiune cu tine. Tu ai avut o grămadă de interviuri, emisiuni naționale, internaționale, unde ai dezbătut, ai povestit evenimentul, mă rog, ultima cucerire, ci înainte. Eu aș vrea să discutăm puțin mai atipic, mai la subiect, sincer, chiar și subiectele delicate, dacă reușim. Să încercăm. Să încercăm, da. Cred că vor fi și subiecte mai sensibile. Hai să vorbim puțin despre începuturi. Când te-a fermecat muntele? Tu te-ai apropiat de sau muntele te-a prins? Nu știu, habar n-am că a trecut ceva vreme de atunci. Da, dar totuși niște amintiri trebuie să ai. Eu țin minte când eram copil, am mers la Bâlea la schi și am urcat în Șaua Doamnei și de acolo iarna acolo se urcă pe jos la Bâlea sau așa se urca atunci când eram eu copil și am urcat pe picioare cu schiul în spate, cred că aveam vreo 6-7 ani și am văzut sau poate aveam 8-9, eram oricum eram în stare să urc și am văzut toate crestele care Făgărașului și am stat, știu că m-am gândit dacă oare cineva poate să ajungă acolo. Mi se părea fascinant, mi se părea așa cum se uită cineva de la marginea Antarcticii către Polul Nord. Era o întindere incredibilă de vârfuri, creste și zăpezi. Și nici nu știu dacă am întrebat sau mi-a răspuns cineva la întrebare, dar după mulți ani, ținând minte și mai mergând acolo, mi-am dat seama ce întrebare copilărească, pentru că pentru un alpinist e o chestie, poți să faci tura până pe vârfurile care se văd, tot ce vedeam eu, poți să o faci într-o zi, pot eu să o fac acum, cu echipament de foarte bună calitate, cu schiuri de tură, iar atunci îmi puneam problema dacă a ajuns cineva vreodată acolo și dacă cineva mi-ar fi zis, da, e cineva care a fost pe vârfurile astea care le vezi tu, l-aș fi întrebat și câte zile a făcut până acolo. Da. Mi se părea ceva, era o dimensiune nouă pentru mine, obișnuit cu, mentalul să zic, copilului. Dealuri, un relief mai, să zicem, neaccidentat, un relief mai domol, cu câmpia. Și era primul contact cu munții, că ai mei nu mergeau, părinții mei nu mergeau vara la munte, mergeam doar iarna la schi. Și atunci, văzând, știind că e zăpadă, știind cât de greu am mers, poate 300 de metri până în Șaua Doamnei, mi-a dat o dimensiune asupra munților. Și mai țin minte că mergeam la schi la Predeal și am văzut pereții din Bucegi și iarăși m-a întrebat dacă vreodată a urcat cineva pe acolo și acum știu, am urcat și eu, am urcat pe văile din Bucegi, sunt mai dificile, sunt mai tehnice, sunt înclinate, dar se poate. Dar la vremea aceea mi se părea ceva fascinant și cred că întrebarea asta mi-am pus-o, cred că eram la începutul liceului și am văzut pereții și am zis wow. A durat mult până m-am apucat de alpinism, chiar dacă îmi plăcea muntele, am reușit să merg prima oară pe munte vara cu cortul la sfârșitul liceului și apoi sau în clasa 11-a, era ultima vacanță, că după aia trebuia să mă apuc să învăț,
la sfârșitul clasei a 11-a, am mers cu cortul, mi s-a părut incredibilă senzația de libertate să fii cu rucsacul și cu toată casa în spate, să fii complet liber pentru o săptămână. Atunci am mers în platou Bucegilor cu niște prieteni din Slatina și de atunci am știut că vreau să merg pe munte. Atunci mi-a devenit clasa 11. Total clar. Da. Da. În 1998 aveai 21 de ani când ai urcat pe vârful Gumacii, nu știu dacă da. Cum se pronunță, 3805 metri. Aveai 21 de ani, alții la acea vârstă se distrau în cluburi, în discoteci. Și eu mă distram în cluburi și discoteci. Da, dar aveai deja nu un sunt obiectiv. Un pusnic. Da. Începusem, am ajuns într-o expediție cu Cristi Țecu, am ajuns în Caucaz și cu Fane Tulpan. Ei deja erau alpiniști, să zicem așa, consacrați. Și am ajuns în Caucaz, până la urmă am reușit să plec, să încerc să urc. A fost o altă aventură pe vârful Gumacii. Pentru mine atunci a fost o aventură mai mare decât Everestul de acum. Am ajuns să fac echipă cu un grup de cehi, căzut într-o crevasă, m-am legat cu ei în coardă apoi și până la urmă am ajuns pe vârf, a venit furtuna, fugeam pe ghețar cu coarda între noi. A fost incredibil și a fost primul meu vârf înalt și dintre cei care erau în expediție a fost prima ascensiune reușită. Și știu că toți se uitau așa, nu le venea să creadă, pentru că eu eram chiar începător atunci și rămăsesem cu cehii pentru că echipa a decis să facă o ascensiune foarte dificilă pe vârful Ujba, care unul dintre e Matterhornul Caucazului, și acolo n-au putut să mă ia. Și am înțeles, ok, și eu trebuie să mă descurc cumva singur să fac ceva în timpul ăsta. Și ei n-au reușit să urce, dar eu am reușit să urc. Și atunci am și învățat că nu contează cât de bun ești, contează cum îți fixezi obiectivele. A trecut un an și în 99 ai urcat pe Cantengri, 7010 metri. Când ai luat decizia să aveai 22 de ani, să încerci să forțezi 8000 de metri? N-am forțat 8000 de metri. După ce se atinge un vârf de 7000 de metri, următorul nivel poate fi destul de lejer în următorul an, un munte de 8000 de metri, numai că la mine a durat de la 22 până la 28, 6 ani, în care am făcut expediții, dar mai, să zicem, mai ieftinuțe, mai ușoare, în Europa, în Caucaz, în Alpi, am urcat pe Matterhorn. Motivul principal a fost financiar, pentru care nu am putut să merg la 8000 de metri, pentru că expediția în Himalaya e cam de 10 ori mai scumpă decât una pe un vârf de 7000 de metri și de 20 de ori mai scumpă decât una în Alpi sau în Caucaz. În Caucaz m-am dus cu $200. Asta a fost suma maximă care o putea, de care dispuneam da. Atunci și cred că am și venit cu vreo $40 înapoi. Și mi-am cumpărat și second hand de la salvamontiștii ruși, primul piole și primul colțar, pentru că am plecat cu unii împrumutați. Pe Cantengri, expediția a costat cam $700, dintre care jumate erau împrumutați, nu i-aveam, i-am plătit după, lucrând alpinism utilitar cu Cristi Țecu. O expediție în Himalaya la momentul acela costa cam $6,000-$7,000. Era o sumă de care nu aveam nicio șansă să mă apropii, doar că s-au produs două lucruri. După 6 ani, eu am terminat școala, am terminat stagiatura și am început să lucrez și să câștig niște bani. Și în România a crescut foarte mult economia din 99 până în 2004. Da. Atunci, în anii aceia, 98-96, au fost niște ani foarte grei. Foarte, foarte, foarte grei. În 2004 da. Deja se mai putea vorbi de niște sume, tot așa a fost cu hârâială, cu cârâială, cu împrumutat, cu
căutat sponsori, n-am avut decât un singur sponsor, domnul Tomin de la Catrain, și n-a fost nici atunci ușor, dar a fost posibil. Motivația interioară. Nu toți pun ca și obiectiv să treacă peste 8.000. Sunt oameni care merg doar la mare. Este. Fiecare om are dreptul și convingerile să facă lucrurile pe care îi plac și care le consideră sigure pentru el. Nu toți spun chestia asta. Eu niciodată nu mi-am pus problema să nu încerc să ating un vârf mai sus. Și pentru că îmi doream acest lucru, am învățat să mă cațăr, pentru că mi-am dat seama că poți să ajungi la 100 de metri de vârf, să fii în stare să urci, dar să nu știi din punct de vedere tehnic să ai un mic perete de 2 metri și să nu poți să-l treci. Și atunci a trebuit să fac și partea aceasta tehnică care e importantă, dar care pe mine nu mă atrăgea foarte mult cățărarea. După ce am început să mă cațăr, a început să-mi placă. Dar fiecare om în alpinism își alege o direcție. Munți înalți, munți mai mici, merge cu umbrela în spate, se cațără trasee care sunt aproape ca tavanul din baie. Da. Sunt multe alegeri și eu îi respect pe toți cei care merg pe munte, pentru că fiecare, eu cred că face ce poate și ce crede că e posibil. Aveai 27 de ani, 27-28, când ai atacat vârful K2, fără oxigen, fără șerpaș, și era cu reușită. Fapt că astăzi discutăm în studio Dumbrăvița TV. Ce ai crezut despre lume, despre viață, despre familie, despre carieră, alegând Muntele Morții, K2-ul? Nu aveam familie, nici nu aveam așa o mare carieră, nu aveam chiar așa multe de pierdut, dar viața e importantă și știam că sunt riscuri mari, motiv pentru care m-am antrenat foarte bine. Deși eram prima oară la 8.000 de metri, am reușit să urc. Asta, eu cred că spune ceva despre modul în care m-am antrenat cele doar două luni care le-am avut la dispoziție, că eu am aflat doar cu două luni înainte că pot să vin în expediție. Pentru mine a fost la acel moment șansa vieții. Nu credeam că o să mai pot, dacă nu merg atunci vreodată, să merg. M-am antrenat cu o îndrăgire care acum nu o mai am în mod sigur. Acum mă antrenez mai cu cap și mai cu timp. Și compensez. Ca și japonezii. Dar atunci cu trecerea timpului, fost, mentalul intră într-o altă zonă. Da, atunci a fost o carte pe care puteam să o joc sau nu, am ales să o joc, m-am antrenat, cum v-am zis, cu îndârjire și de fiecare dată când simțeam la antrenament și probabil la fiecare antrenament după primele 30 de minute de antrenament simțeam că nu mai pot și mai trăgeam încă o jumătate de oră sau o oră. Aceasta era ideea principală. Eu nu vreau să mor acolo și de aceea mă antrenez și motivația a fost foarte puternică. Vroiam și să urc, dar nu vroiam să mor și vroiam să fiu capabil să mă mișc bine, repede și treaba asta m-a ajutat foarte mult. A fost, de fapt, esențialul. Pentru că mental nu eram pregătit, poate, să fac ceva neapărat în Himalaya, dar eram foarte entuziast, foarte dornic să pun toate forțele la încercare și eram foarte bine pregătit fizic. Ai încercat vreodată alpinismul cu oxigen suplimentar? Nu, n-am încercat, pentru că eu am început pe K2, fără 2004 și de atunci. Pentru un motiv foarte simplu, nici nu se punea problema bugetului pentru a avea oxigen, pentru că ne poate tripla bugetul și era total exclus. Varianta a fost clară că încercăm fără și după ce am reușit pe K2 fără, au fost alpiniști foarte experimentați, ruși, care mi-au zis,
Felicitări, și ei urcaseră și mi-au zis Everestul fără oxigen e ușor pe lângă K2 fără oxigen. Și dacă stau să mă gândesc bine, nu e chiar ușor, dar e puțin mai ușor, aș crede eu. Deci K2 a însemnat foarte mult și mi-a dat încrederea că eu pot să urc orice munte de 8000 de metri, dacă îmi doresc cu adevărat și mă antrenez, pot să-l urc fără oxigen. Și știind treaba asta, nu prea a avut sens să pun oxigen. Cer scuze. Nu avea sens să mai pun oxigenul pentru că, până la urmă, era pentru mine oxigenul se justifică pentru expediții naționale, cum a fost cea din 2003, care trebuie să pună steagul pe vârf și să aducă toți oamenii în siguranță. Dar pentru sportivi, cei care vor să performeze și să asumă niște riscuri, e un mod de a trișa. E un care mod este de a farmecul, muntele. Farmecul cățăratului obținerii unei victorii până la urmă cu oxigenul suplimentar. Habar n-am. Farmecul, evident, am folosit eu, în termen, în paranteză. Nici cea mai vagă idee, pentru că eu n-aș putea să... Dacă aș fi nevoit să pun oxigenul, dar nu pot să-mi pun problema asta, pentru că eu n-am oxigen la mine. Da. Dar sunt care merg cu oxigen încercând să urce fără. Și, sincer, mai bine cobor decât să urc așa. Nu, mai bine mai încerc o dată. Mai bine mă las de alpinist decât să pun. Pentru că e turism. E un turism de altitudine. Nu are nicio legătură cu alpinism. Nu are nicio legătură cu, cu performanța, cu a-ți demonstra ție însuți. Că, de fapt, de-aia te și duci acolo. Să-ți demonstrezi ție că poți mai mult. Ori când ai pus oxigenul, ce mai demonstrezi? Că poți să învârți un robinet? Da. E comparată cu a merge să faci turul Franței și să spui, da, am făcut turul Franței. Uai, super tare! Cu motocicleta. Ok? Da. E ca o păcăleală, nu știu, în primul rând pentru tine însuți. Ai cucerit Everestul. Ce face omul... Cu cine dialoguează pe Ciomolungma în singurătate? Cu vocile din jurul tău, pentru că oricum ai halucinații, ai auzi voci, una, două, trei, deci n-ai probleme să de dialog. Dar asta doar peste o mică. Eu am fost foarte mult timp singur în expediția asta și e apăsător, nu mi-a plăcut. Dar a fost un pic greu. Da, sus a mers bine treaba, erau... de fapt, în medicină se numesc acufene, sunt, să zicem, halucinații auditive. Halucinațiile sunt vizuale, acufenele sunt auditive. Amândouă au apărut sau numai cele auditive? Chiar halucinații nu cred că am avut, dar, într-adevăr, la un moment dat era o stâncă, era la distanță, îmi înghețaseră ochii în timpul nopții, nu mai vedeam foarte bine și probabil și din cauza lipsei de oxigen mi s-a părut că e un alpinist la coborâre, putea să fie. Când am ajuns mai aproape, am văzut că e o stâncă, de fapt. Dar cred că a fost nu numai vederea, ci și imaginația și lipsa oxigenului. Deci probabil că cel puțin o halucinație... Sau subconștientul că dai de un alpinist sau care... poate am vrut să dau să mai fie cineva acolo, probabil. Pentru că vocile, clar, și știam asta pentru că am mai pățit și deja știu, vocile sunt subconștientul meu care îmi spunea trebuie să bei apă acum și am mersi, ok. Ziceam în mintea mea, nu vorbeam, dar... ca și niște teme. Mi-aduc aminte, ca niște teme. Trebuie să sune acasă, ok, stai că trebuie să ascult așa. Și la un moment dat era cortul în care cu, nu știu... 20 de ore înainte fusesem cu trei șerpași cu care vorbeam și chiar îmi aduc aminte că vocile vorbeau în engleză cu mine, deci eu deja trecusem pe engleză că am vorbit o lună jumate numai engleză și fusesem cu șerpașii și deja eram atât de obosit că nu mai știam, au venit, n-au venit și chiar mă uitam în spatele meu și ziceam, sunt singur, da, sunt singur, sunt vocile.
Sunt vocile care te ajută. Pe mine vocile astea m-au ajutat tot timpul, au avut grijă de mine. Sunt vocile mele, e subconștientul meu care... Dar poate să se piardă omul în acest cavalcad, amalgam de voci? Da, nu știu, depinde ce e în subconștientul omului. Dacă zice să bea o sticlă de whisky, s-ar putea să se piardă. Dar oricum nu are o sticlă de whisky, cred. Cum? Are? Păi, am dat un exemplu, dar poate o voce mai... mai perversă. Să-i spună să facă ceva rău, nu știu. Nu-mi dau seama. La mine știu că e subconștientul. Se întâmplă că sunt foarte obosit, e datorită lipsei de oxigen a creierului. Și pot să discern, dar știu că sunt într-o zonă unde e periculos. La 7700 de metri s-a consumat un eveniment mai puțin fericit, un fel de fenomen balcanic, aș putea forța puțin expresia. Ai rămas fără cort și fără piolet. Care a fost? Da, acolo se numește un fenomen mai indian, așa. Mai indian? Da, 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 da. Sunt, se mai întâmplă. Ce gânduri ai avut? La ce decizii te-ai gândit? Chiar când ai observat că ai rămas... Când am observat... cu ce ai avut pe tine? Primul rând s-a auzit gen am sfeclit-o. Mi-am dat seama că nu e ok, că n-o să am cort. Unul din primele gânduri a fost să mă duc jos să-mi iau cortul din tabăra 1, dar pierdeam o zi întreagă. Ajungeam cu o zi mai târziu. Și plus puteam, oboseala, nu? Plus oboseala. Și puteam să pierd fereastra de vreme bună, vârful. Apoi am stat și m-am gândit, s-ar putea ca o zi să nu fie o problemă, dar oboseala să faci drumul se de două ori, și... se acumulează și acolo am încercat foarte mult să-mi conserv energia. Apoi m-am gândit că pe moment în acea tabără aș putea să dorm într-un cort al expediției noastre care era acolo, l-am văzut și asta am și făcut. Și apoi am căutat, am zis, nu cedez, nu plec jos, mai încerc să găsesc o soluție pentru că asta e fereastră și o pierd. Și nu vreau să, s-ar putea să nu mai vină niciuna. Și de fapt, într-o oarecare măsură, cam așa s-a și întâmplat, a fost cea mai bună fereastră și ceilalți care au urcat, erau, că au mai urcat după aceea, cred că 2 sau 3 oameni fără oxigen pe Everest, cel puțin pe partea noastră, pe nord, aveau diverse asigurări, gen aveau un șerpa cu oxigen cu ei sau aveau un prieten cu pentru oxigen orice cu caz. Ei. Eu eram complet singur, fără oxigen, eram free solo integral, eram ca un acrobat care evoluează și foarte sus, n-are nici plasă de salvare jos, nici coardă nici legată, coardă, de, da. Nu are absolut nimica și a plecat și fără prăjină. Deci eram, știam că sunt expus, dar am decis să continui pentru că am intuit corect, în baza experiențelor anterioare, că totuși cele mai bune șanse le am dacă prind acea fereastră de vreme bună. Povestește puțin, te rog, despre fereastra de vreme bună. Cred că laicii nu prea știu ce cuprinde acest termen tehnic. Nu e ca o fereastră de termopan sau de mansardă. Evident. E un interval de timp în care nu bate vântul. Și dacă la minus 32 de grade bate vântul, temperatura care o simți este undeva... 40. Gen, să zicem, minus 40 dacă bate cu, să zicem, 15 km la oră sau 20, dacă bate mai mult de 40 la oră ajungi la minus 50 și faci degerături. Da. Și atunci noi ne învârtim undeva până în vânturi de 30 de km la oră. 40 este la limită și pentru Everest deja e cam mult. Pe un vârf normal de 8000 de metri, de 8100, 8200, poți să urci poate și la 40 la oră, dar la 8800 e periculos, poți să faci degerături și noi știm asta dinainte, avem o prognoză foarte exactă,
Avem un Prin satelit sau cum? Avem un forecaster, un meteorolog în Lisabona. Toate expedițiile folosesc un meteorolog sau o firmă de meteorologie, firma în Elveția. Sunt cam 3-4 în toată lumea și ei ne trimit prin telefon, ne trimit SMS-uri pe telefonul satelit cu prognoza. Forecasterul nostru, care eu cred că e cel mai bun din lume și eu oricum s-a și dovedit, am avut cea mai bună prognoză și am și acționat conform ei, că degeaba e prognoza bună dacă nu acționez. Dacă nu e decizia, dacă nu? Dacă nu e decizia. Omul e atât de bun că își permite nu să ne spună cum va fi vremea, el câteodată ne scrie răspoi mâine pe 26 e fereastra voastră de vârf. Deci el își și asumă ceea ce zice. Ceea ce e o chestie deosebită, pentru că una e să faci o prognoză, alta e să-ți asumi răspunderea vieții unor oameni la 8800 de metri, la aproape 9000 de metri unde zboară avioanele, pe ceea ce ai gândit. Că el totuși gândește, asta e o chestie pe care el o estimează, nu e doar matematică. El nu ne trimite nouă ce spune satelitul, ci el face niște estimări, niște calcule. E o chestie, a zice eu, foarte intelectuală, foarte specializată și care necesită multă inteligență și experiență. El nu numai că e meteorolog la aeroportul din Lisabona, dar e și parapantist. Și atunci el știe, înțelege curenții, pentru că tot timpul pe satelit s-a văzut că jet stream-ul, curentul de aer de la 8000 de metri pe care merg avioanele și care are 150 la oră, de obicei noi urcăm pe vârf când el se ridică. Dar aceștia sunt niște curenți ai planetei. Dar anul acesta s-a văzut pe satelit, curentul s-a despărțit în două și ocolea vârful. Și noi am avut, să zicem, foarte multă vreme bună din punctul de vedere al jet stream-ului. Dar a apărut vremea locală, condensări, aerul care se ridică, cald, a ningea după amiaza, a fost puțin atipic, a fost multă vreme locală și eu i-am zis, vezi că acum a început vremea locală, el știa, eu i-am mai făcut câteva corecții, că au fost zile în care nu era cum credea el, el și-a corectat și a dat seama ce se întâmplă și pur și simplu prognoza a fost incredibilă, deci a fost perfectă, deci am avut o zi fără vânt aproape deloc. Alpinistul stă, așteaptă, stă ca ghepardul pentru ascensiune. Da. S-a întâmplat pentru ultimul atac. S-a întâmplat și chestia asta în expediții pe K2, cel puțin am stat 2 luni în tabăra de bază, dar trebuie să te mai miști, nu stai pe loc. Anul acesta și au fost ani în care a trebuit să plecăm imediat ce am coborât de la echipat taberele, a trebuit să plecăm că deja era fereastra. Anul acesta am apucat să stau o zi să mă odihnesc, am mai stat încă o zi, normal poate aș fi stat 3 zile, dar a doua zi direct am plecat spre vârf că a venit fereastra de vreme bună. Deci anul ăsta a fost ideal, n-am stat aproape deloc, planul a mers ca și un ceas. Până când m-am întâlnit cu locul gol al cortului. Da. Ai atacat vârful, ai reușit să urci, ai atins, ai scos steagul României. Care au fost primele gânduri în acele minute care au trecut prin mintea ta? Primul lucru că am scos telefonul și am sunat și nu mergea bine telefonul, apoi n-a răspuns nevasta, zicea, ia uite, sun de pe VR și ea nu răspunde. Dar până la urmă am reușit să... Mă și uitam acum pe film, m-am plictisit cât m-am uitat, mă gândeam, oare acolo cum nu m-am plictisit? Nu te mai sun, gata. Dar am stat pe film și m-am plictisit până a fost telefonul, deci se și conectează mai greu acolo. Când s-a conectat,
am vorbit cu soția mea, apoi am făcut o înregistrare cu managera mea care avea o aplicație să putem înregistra și a trimis-o la radiouri și mi-a zis, Nicoleta mi-a zis, dar să știi că se aude foarte bine, telefonul prin satelit funcționează impecabil, se aude parcă sunt din cealaltă cameră. Da, da, da. Și mi-a zis, te aud foarte bine, zic, cu două zile înainte eram sub un serac unde aveam tabăra, se auzea foarte prost. Foarte rar, dacă ești băgat sub un obstacol care e în calea satelitului, da, se aude rău. Și zice, da, acum te aud foarte bine, zic, să știi că sunt într-un loc foarte bun, sunt chiar foarte aproape de satelit, cred. Deci astea erau primele da, idei. Da, ai probleme de rezolvat acolo, nu poți să stai foarte mult și nu stai să filozofezi, trebuie să-ți faci treaba, ai de făcut poze, de făcut video, ai de sunat și trebuie să fii un pic focusat pentru că trebuie să te miști repede. Mai mult de 20 de minute nu-i bine să stai. Nu neapărat că ești pe vârf, ci din cauza că stai. Tu trebuie să te miști la altitudine ca să produci acid lactic, să compensezi organismul care pierde acid respirând aerul rarefiat. E o întreagă teorie, dar alpiniștii știu, nu-i bine să stai prea mult. Erai mai aproape cu 8848 de metri de Dumnezeu. Te-ai gândit vreodată la divinitatea supremă? Da, și pentru motivul că acolo se consideră că noi suntem cu 1848 mai aproape de Buddha, da? Da. Noi acolo facem o ceremonie budistă, toți sunt budiști și atunci respectăm tradiția locului și acum eu nu merg așa des la biserică, ba, aș putea zice că merg foarte rar, am fost la un botez, la o nuntă, și... dar puja, ceremonii budiste fac în fiecare an una sau două dacă urc pe două vârfuri și da, ai contact cu divinitatea. Crezi, nu crezi, trebuie să ții cont de asta. Și am văzut că cel puțin divinitatea budistă e o divinitate foarte blândă. E, nu e așa, nu te pedepsește prea tare dacă ai călcat pe bec. Da. Și, da, e mai tolerant, așa mai... Unul din alpiniști era budist și pe mine mă distra că el era din Cehia și el era născut catolic și eu sunt budist. Mă gândeam, pare rău, la mine scrie în certificatul de naștere ortodox, nu mai am ce să fac, da. Divinitatea e importantă pentru tine pentru că cred că e important să crezi în ceva când urci sus acolo, trebuie să ai un sprijin și da, da, știți, eu nu cred că sunt foarte mulți oameni care se gândesc la divinitate, sau poate sunt, probabil sunt și foarte calificați, sunt preoți, care se gândesc la divinitate tot timpul sau când le e bine. De obicei te gândești când e foarte rău. Și așa sunt e sigur, omul. Sunt sigur că m-am gândit la toate divinitățile care ar putea fi în zonă pe la 4 dimineața când era un frig și nu mai știam la ce să mă gândesc și atunci am sperat că divinitățile o să ajute un pic să iasă soarele mai repede și cumva sigur au ajutat pentru că am reușit să trec prin frigul acela și să ajung pe vârf. Ai urcat de pe partea nordică. Cum este partea sudică ca și greutate? Te-ai uitat și dincolo? Am fost și pe partea cealaltă. Partea sudică, cel puțin în teorie, e mai ușoară pentru o ascensiune. Motivul pentru care eu am mers pe nord a fost fix acesta, fiind mai dificil, sunt mai puțini oameni și pentru mine, ca alpinist care urcă fără oxigen, la punctele tehnice exista riscul foarte mare să se facă o coadă, să fie trafic, ca aici în Dumbrăvița. Și, asta înseamnă timp pierdut? Nu, asta e problema cea mai mare. Dacă nu ai oxigen, îngheți foarte repede dacă stai. Și după ce stai o jumătate de oră și începi să pierzi căldură, poți să intri în hipotermie și trebuie să te întorci. Și
Pentru mine asta era un risc foarte mare, foarte mare să nu urc și un risc destul de mare să pățesc ceva. Și am decis că mai bine calea mai lungă și mai și cu șanse mai bune pentru mine. Care au fost greutățile la coborâre? Cred că cea mai mare greutate a fost gravitația, care mă făcea să fie foarte greu fiecare pas. Și era un traverseu, era o creastă, o traversare, nu puteam să-mi dau drumul pe turul pantalonilor, pur și simplu la vale. A fost greu de ajuns în tabăra 3, apoi a fost greu în tabăra 2, în tabăra 1, de unde am mers în tabăra avansată, apoi în tabăra de bază. Și am avut coborârea, eu de fapt am coborât până în ultima tabără unde m-am urcat în microbuz, am coborât 4 zile. Și pentru că de fiecare dată trebuia să cobor, eram obligat prima dată de altitudine, apoi pleca expediția, a trebuit să le fac una după alta, au fost doborâtoare toate deci patru. Era cam forțată? Păi eu aș fi rămas acolo dacă puteam, la cât de obosit eram, da. Da, m-am forțat ca să cobor și fiecare zi aș fi vrut, vreau și o zi de pauză, da, sau să mă odihnesc, dar nu se putea, că trebuia să mai cobor încă o etapă. Dar a fost bine că am coborât, e bine să cobor, că oricum cobor forțat, te chinui să cobori. E bine pentru că organismul suferă mai puțin cu cât ajunge mai repede la oxigen. Care sunt energiile sau cum poți să treci de situații limită când aproape organismul cedează sau psihicul? Cu capul. Organismul cedează de mult, la peste 1000 de metri oricum organismul e terminat, dar din psihic trebuie să nu lași după organism să facă ce vrea el, să îți ții linia, să nu te lași. Și da, numai psihic. Deci energia psihică, cum de unde o ai, probabil din motivația de a vrea să trăiești, poate să fie din motivația ca să cobori și ca să urci, e dorința de a reuși, de a ajunge pe vârf. Eu de fiecare dată când sunt momente grele, mă gândesc la cât de mult am muncit, câtă muncă e în spate un an și nu vreau de multe ori să o iau de la capăt când sunt atât de aproape de... Și atunci poți forța un pic, poți și... Poți să atingi, dar psihicul cedează. Nu, psihicul la mine n-a prea cedat. Nu e cazul tău. Nu e cazul tău. Se poate să cedeze. Eu cred că foarte mult. Bine, acum la niște niveluri foarte fine, că poți să fii oricât de tare în psihic, dacă am ajuns odată, am greșit ruta și vârful era cu tot o altă parte, ne despărțeau prăpastie, era ca și cum te duci la aeroport și vezi avionul cum decolează și zici, da, eu vreau să fiu în el, poți să ai orice psihică, n-o să reușești. Dar momente de cumpănă pentru care te-ai pregătit fizic și ești acolo, da, psihicul poate face diferența. Nu știu dacă e un mod în care îl poți antrena, dar în mod sigur, după experiențe repetate în care nu cedezi, da, el se fortifică. Și psihicul e la fel ca și memoria, e un lucru care îl poți, cum cred eu, antrenat antrena. Psihic, mental, pentru... Nu m-am antrenat într-un mod deosebit. În momentul în care, cel puțin asta țin minte la K2, m-au întrebat, ai făcut o pregătire psihică? Zic, da, și am zis, da, am făcut practic. Pentru că în momentul în care muncești toată ziua la cabinet și ești rupt de oboseală și pleci la ora 11 la stadion și faci scări sus și jos și sus și jos până scad picioarele, cu 20 până de la kilograme ora, pe spate, nu? Și cu kilograme în spate și până scad picioarele și simți că nu mai poți și când simți că nu mai poți, atunci mai dai încă tură, 30 de minute, nu? Și când îți vine să cazi jos, te gândești, eu nu vreau să mor pe K2, da, și apoi a doua zi te trezești rupt șoii de la capă și faci asta 2 luni,
Și da, e un antrenament și psihic, în mod sigur. Cum se degradează organismul la altitudine de peste 8.000 de metri? Ai vorbit de Slăbește, în primul rând. degerături. Nu, degerături eu n-am făcut niciodată. Acesta e un accident. Dar Dar care sunt riscurile în care mod sigur, poate să apare? slăbești, pierzi foarte multă greutate, se produc foarte multe globule roșii, și asta se face cumva în detrimentul imunității, deci scade destul de mult imunitatea, celelalte globule nu mai sunt așa semnificative. Apar probleme cu oxigenul, probleme de memorie, deci afectează un pic. De aceea și când vin din expediție, un pic memoria de scurtă durată e afectată, dar dacă o forțez, o folosesc și încerc tot timpul să-mi aduc aminte, ea își revine după o lună. Dar, pentru, de exemplu, pentru copii, e o chestie total neavenită să meargă la altitudine. Pe ei afectează mult mai tare și îi poate afecta și irreversibil. Da. Subiect mai sensibil. Prietenul rus Alexei Bolotov, care a urcat în ceruri, a pierit la 50 de ani, s-a rupt coarda, o defecțiune tehnică, cred eu, de neevitat. Sau poate să se întâmplă cu oricine, oricând. Până la ce vârstă este recomandat alpinismul la altitudine mare? În primul rând, cu Alexei Bolotov, acolo povestea e mai. Eu numai ca exemplu am adus, dar Nu, da. nu e legat de vârstă. Da, nu, povestea acolo e Accidentul. puțin mai foggy, e puțin mai. Nu se știe exact ce s-a întâmplat. Eu personal, din ce știu, nu s-a rupt coarda. În general, corzile nu prea se rup. Acolo a fost altceva, dar nu asta e important. Important e că alpinism la altitudine poți să faci. Eu cred că până la 60 de ani, cu destul de mult succes, la 55 de ani mergi foarte bine. Deci el mergea la 50 mai bine ca mine la 37, pentru că alpinismul de altitudine cam începe la 35 și se termină pe la 55, după părerea mea. Deci ai o fereastră de vreo 20 de ani în care poți să-l practici în condiții foarte bune. Nu e ca alte sporturi care încep, cum e notul, începe la, eu știu, la 8 ani și se termină la 16 sau se termină la 20 ceva de ani, sau gimnastica. Sau treci la Apollo pe a... Da. Alpinismul pornește de la o vârstă mai înaintată și se termină bine. Deci mie mi se potrivește bine că eu am făcut sport de performanță când eram copil, apoi am În făcut not sau nu ciclism? am făcut atletism. Atletism. Și apoi am întrerupt ca să termin facultatea și de obicei dacă ai întrerupt în perioada de 20 de ani s-a terminat la 18 ani. Nu mai faci niciodată sport de performanță. Cumva sportul ăsta și mi-am dorit tot timpul să fiu un sportiv foarte bun. N-am reușit să cresc atât de mult încât mi-aș fi dorit să fiu campion național. Și n-am reușit chestia asta și fix când eram foarte aproape, a trebuit să încep să învăț pentru medicină. Mi-a părut foarte rău și acum sunt foarte, sau am fost bucuros că sportul ăsta are o fereastră de vreme, de o perioadă, un interval, perioada asta când pot să-l practic și am șanse să performez și să cresc în performanță. Te citez. Să-l las acolo pe Inaki Ochoa singur nu era o opțiune pentru mine. Nu aș mai fi putut trăi cu mine însumi. Altfel s-a decis sus, a trecut dincolo, în ceruri. Cum ai trecut peste moartea prietenului, camaradului de munte? Greu, asta e. Nu poți să treci ușor. Nu e un lucru care nici plăcut, nici care l-am putut evita și nici care l-am putut prevedea. S-a întâmplat, devii mai fatalist după o chestie din asta, ți se schimbă un pic optica, se mai întâmplă lucruri, viața câteodată nu e ușoară și
trebuie să fii pregătit și pentru treburi din astea. Cu timpul au mai murit colegi, parteneri, se mai întâmplă. În alpinism trebuie să-ți asumi treaba asta. Care sunt legile scrise și nescrise pe munte în situații extreme? Nu există niște legi scrise, dar cele nescrise sunt cele care au legătură cu bunul simț, să-ți încerci să-ți protejezi partenerul, să încerci să-ți protejezi viața ta. Și când nu mai poate, și asta e clar? Păi, acum ideea ar fi să nu mergi cu cineva care nu mai poate într-un loc. Dar? Care nu-i pentru el sau pentru tine. Dar poate să se întâmplă, să se accidenteze sau dacă organismul se cedeze. Dacă se întâmplă, părerea mea e că trebuie să faci tot ce poți ca să-l ajuți. Până la punctul în care ai o datorie și față de viața ta și de față de familie, să te întorci acasă. Nu există o regulă, nu există un standard. Fiecare are propriul set de valori morale și de coduri de conduită și mai ales fiecare are inteligența și deciziile proprii prin care poate sau trebuie sau reușește sau nu să găsească o formulă în care să iasă dintr-o situație din aceasta, poate cu partenerul în viață, poate doar cu fruntea sus sau poate doar în viață. Asta depinde de fiecare. Eu nu pot să le anunț pentru că nu există și nimeni nu poate să le anunțe pentru că nu poți să faci teorie pe viața altuia. Viața fiecăruia e unică, irepetabilă și poate să dispună de ea. Și poate să se sacrifice sau să-și o protejeze. E o plajă destul de largă, chiar și, să zicem, în limitele bunului simț. Ce ai recomanda pentru o persoană care ar vrea să se apuce de alpinism? Ca și sfat. Să se apuce. Pe lângă asta. Pe lângă asta, alpinismul, aș zice eu, că e un sport foarte frumos, dar nu e pentru oricine. Dacă cineva știe că n-are reflexe și nu iese bine să meargă cu bicicleta, ar fi bine să nu se apuce de alpinism. Am văzut tot felul de oameni care merg pe munte și alpinismul, într-adevăr, aș putea zice că, în primul rând, nu e un sport pentru copii. Ar fi bine să aibă o anumită vârstă în care deja există un discernământ și în al doilea rând pentru adulți ar fi bine să știe foarte bine ce fac pentru că nu e ușor să eviți accidentele în alpinism. Trebuie să ai o minte foarte clară, organizată și poate și asta e bine de știut. Și pentru mine a fost valabilă. Primii 5 ani în alpinism sunt așa ca un test. Până acumulez experiența necesară, e o problemă. Mulți alpiniști zic că cel mai important e să supraviețuiești primii 5 ani. Și atunci, până crește curba de învățare, toți alpiniștii, inclusiv eu, am avut niște riscuri mai mari. Pentru că sunt date de lipsa de experiență și trebuie să știe că primii 5 ani poți să pățești ceva, că îți rupă mână, că îți cade o piatră în cap, se pot întâmpla și atunci încă nu există niște școli atât de bine elaborate, există cursuri de alpinism și cărți, dar trebuie să fii. Eu cel puțin am făcut și cursuri, am fost și într-un grup care m-a învățat și am citit și cărți. Deci am făcut tot ce am putut pentru a mă pune în siguranță. Dacă nu faci și încă am trecut așa la ureche de ac de accidente. Dacă
nu știi ce este asta, te poți avânta crezând că e ceva ca și patinajul sau bicicleta, dar nu e. Ai o familie, cum abordează familia plecările tale spre aproape infinit? Le abordează bine, n-au, nu am probleme. Cum este atmosfera înainte de plecare și când ajungi de afară, acasă? E o atmosferă normală, doar că înainte de plecare e un pic de stres, că sunt multe lucruri de făcut și începe agitația, dar din cauza mea, evident. Când mă întorc, sunt foarte relaxat, totul e în regulă, mai ales dacă am și urcat pe vârf, dar nu se schimbă radical niște lucruri. Probabil că colegii noastre de aici, din platou, dacă ar vrea să plece mâine în Himalaya, ar avea diverse obiecte, tigăi, chitări, guleri și ar fi un super show, dar la mine deja asta e o chestie obișnuită, e la fel cum alți oameni pleacă în delegație. Da, la începutul emisiunii ai spus că încă nu știi următorul traseu, așa că nu am să te întreb, dar am să te întreb de visuri. Ce te frământă? Nu mă frământă foarte multe. Îmi doresc că poate că asta ar fi un vis. Aș vrea să fac pe parcursul carierei aș vrea să fac o rută nouă în Himalaya și aș vrea să supraviețuiesc aceste încercări. Deci astea sunt două lucruri legate una de alta. Dacă voi reuși treaba asta într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, aș putea zice că da, e un vis pe care, din punctul meu de vedere, aș putea zice că într-adevăr am făcut ceva, nu știu dacă pentru România, poate e prea mult zis, dar am făcut ceva pentru alpinismul românesc. Pentru că o rută nouă în Himalaya, acum se realizează foarte rar, au rămas foarte puține rute, posibile rute noi, sunt foarte dificile și nu cred că ar fi exagerat să fie comparate cu un record mondial sau un record olimpic. Ele se întâmplă, poate sunt mulți ani în care nu se întâmplă. Și atunci, într-un sport în care nu se întâmplă, e comparabil, nu se întâmplă un record mondial sau olimpic în fiecare an, e o chestie care poate fi asimilată ca nivel de performanță. Și eu zic că, nu știu, poate la Popice sau mai sunt recorduri olimpice de 3 ori pe an, dar în restul sporturilor cam așa funcționează și atunci treaba asta pentru mine ar fi într-adevăr o treaptă foarte înaltă, spunând că în alpinismul românesc nu a realizat nimeni niciodată o rută nouă în Himalaya la peste 1000 de metri, că vorbim de peste 1000 de metri, în Himalaya au mai fost realizate rute, dar nu la 1000 de metri și de fapt acolo este meciul. Provocarea. Acolo este provocarea și acolo aș putea zice că nimeni din România nici măcar s-a apropiat, nu a făcut jumate de rută nouă sau 70% să poată să zică că se apropie de o rută nouă pe un om iar. Și eu, de exemplu, dățile când am încercat o rută nouă, am ajuns undeva pe la, să zic, 30%, deci undeva foarte departe. Și eu sunt printre cei mai avansați. Reușirea unui asemenea performanțe, într-adevăr, ar însemna ceva. Horia, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația. Cu multă plăcere. Îți doresc ca bunul Dumnezeu sau Buddha să aibă grijă de tine pe drumurile pe care le propui în viitor. Mulțumesc foarte mult, să fie. Mulțumesc și dumneavoastră. Ne vedem peste o săptămână. La revedere!